Salut, eu sunt Exploit, am 24 de ani. Am început ca și producător muzical, eventual am devenit vlogger și am făcut niște piese foarte cunoscute în mediul online. E o provocare pe care am acceptat-o, să evit să se lege niște lucruri, un conflict adus la faptul că am acceptat provocarea asta și cred că este o oportunitate foarte bună pentru mine să învăț un sport de contact, e un lucru pe care mi l-am dorit de ceva timp și cred că pot să încurajez și lumea să facă același lucru pentru că, până la urmă, sportul este sănătos. Meciul ăsta s-a evit din cauza unui conflict pe care l-am avut cu WhatsApp. Eu nu am reușit să dau de el pe social media la telefon nicăieri și din frustrare am pus un story pe Instagram care eventual a dus la meciul ăsta pentru că foarte multe lume mi-a scris că ar trebui să rezolv problema la RXF dacă am curaj și normal că am curaj. De asta sunt gata de antrenamente și să-i dau mai departe. Nu m-am mai luptat niciodată. Acestea sunt primele mele antrenamente, dar sunt pregătit și cred că o să mă descurc foarte bine. Am început deja antrenamentele, am chiar doi antrenori, unul pe care se specializează pe box, iar unul pe care se specializează pe luptele la sol și sunt foarte nerăbdător să văd cum voi fi într-o lună, două, până când meciul va începe. Nu cred că se aștepta nimeni din urmăritorii mei să întâmple meciul ăsta, dar am văzut foarte mulți susținători și chiar și oamenii care probabil au zis că nu e de mine, o să fie plăcut surprins, cel mai probabil. Îl distrug. Avantajul meu în fața lui WhatsApp, probabil în primul rând că am doi ochi care văd foarte bine, sunt mai agil, sunt mai tânăr și nu văd ce mai e de adăugat, adică cred că e destul. Să-mi depășesc limitele, asta e motivația mea mereu. În cușcă probabil mă vor motiva susținătorii care o să fie chiar și fizic prezenți, oamenii care se uită pe platforma pay-per-view și victoria pe care o am în minte. Sigur, lipsa de experiență este unul din dezavantaje și de asemenea faptul că nu am foarte mult timp să mă antrenez, dar o să încerc să profit cât de mult pot de timpul ăsta, de aceea am 5 antrenamente pe săptămână până la lupta care va avea loc. Stați liniștiți că nu are WhatsApp nicio șansă în fața mea. Marius, fii atent! Dă-ți lentilele de contact jos, spuneți rugăciunile și ne vedem pe 27. Vă aștept în număr cât mai mare, s-a dat drumul la platforma pay-per-view pe site-ul de la RXF, s-a dat drumul și la cote și vă spun, puneți banii pe mine pentru că voi câștiga.